Absolvenții de liceu au susținut ultimul examen din sesiunea de bacalaureat 2015. Din numărul total de peste 20.000 de candidați, cei mai mulți 14.000 de persoane au ales să susțină geografia. Alți 2.500 de tineri au dat teste la chimie, 1.230 la biologie, 1.290 la istorie, 368 de tineri la matematică, 334 la informatică și 331 la fizică. Rezultatele examenelor vor putea fi văzute de absolvenți abia pe 27 iunie, când acestea vor fi afișate la cele 103 centre de bacalaureat din țară. Tot atunci, elevii vor putea depune contestații, rezultatele cărora vor fi anunțate pe data de 6 iulie. Totodată, pentru candidații care nu au obținut note de trecere și pentru cei care au lipsit de la sesiunea din motive obiective, va fi organizată o sesiune suplimentară de bacalaureat în perioada 16-23 iulie. Candidații care au fost surprinși copiind sau care au fost eliminați din sala de examen pentru că aveau asupra lor materiale interzise, vor putea susține în mod repetat întreaga sesiune abia peste un an.